urmare a instituirii măsurii carantinării municipiului Alba Iulia, municipiului Sebeș, municipiului Plaj, a orașelor Cugir și Abrud, precum și a comunei Ciugud, la nivelul acestor localități au fost adoptate o serie de măsuri, măsuri menite să contribuie la limitarea răspândirii pandemiei de COVID-19. Printre aceste măsuri se numără și acțiunea la care dumneavoastră tocmai asistați, o acțiune care are drept scop restricționarea accesului în municipiul Alba Iulia, de fapt restricționarea intrării și ieșirii în municipiul Alba Iulia. Pentru aceasta, la fel ca și în celelalte localități care au fost carantinate, pe principalele artere de intrare și de ieșire în oraș, au fost dispuse mai multe echipaje de jandarmerie, de poliție și împreună cu personal specializat din cadrul altor structuri cu atribuții în domeniu, pe toate persoanele vor fi oprite și se va verifica dacă deplasarea acestora se circumscrie scopurilor așa cum au fost ele definite în ordinul de instituire a carantinei. Numele și funcția. Colonel Jucovăț Ovidiu Cosmin, purtător cuvânt Jandarmeria Alba.